Se dă o problemă. Problema internetului. În 2023 te aștepți ca totul să funcționeze așa, instant. Avem SSD-uri pe toate calculatoarele, sper, dacă nu avem, vezi că am tutorial și pentru chestia asta, cum să-ți faci calculatorul mai rapid. Deci n-ar mai trebui să fie problema din cauza hard disk-urilor lente. Avem conexiuni de gigabit, unii chiar 2,5, alții chiar 10 gigabit pe secundă, dacă cumva au avut norocul să găsească oferta aia cu 10 gigabit pe secundă pe undeva. Știm că majoritatea companiilor mari, Amazon, Google, YouTube, Facebook, Twitter, etc. Toți au servere și la noi în România. Există niște locații pe aici prin București unde sunt zeci, sute de servere de la companii din afară. Vin efectiv cu echipamentul, instalează acolo, se conectează la cea mai rapidă viteză de internet doar ca să poată oferi serviciile alea cât mai bine și cât mai repede către toți utilizatorii. Și totuși, de ce merge atât de greu? De ce atunci când deschizi un clip pe YouTube, ți se încarcă, îți face buffering, îți dă senzația că calculatorul tău pe care l-ai cumpărat acum un an de zile sau doi ani de zile este o epavă și că ar trebui să-l schimbi și dai vina, bineînțeles, pe calculatorul tău. După aceea stai să te gândești, băi, n-o fi internetul meu de vină, l-am plătit? Cel mai probabil l-ai plătit, deci nu e neapărat chestia asta. Poate îmbătrâni routerul, hai să schimbi routerul. Nu e de vină routerul. Poți să dai listă de câte ori vrei, poți să-i dai speed test de câte ori vrei să vezi dacă conexiunea ta de internet funcționează așa cum în parametri. Totuși, de ce se încarcă clipul atât de greu? Păi e simplu, YouTube nu vrea să-ți încarce clipul respectiv mai repede pentru că folosești adblockere. Apropo, ai observat și mesajul ăsta? Îți taie pur și simplu țeava după 3 clipuri. Trebuie să dai probabil un restart la PC să aștepți până mâine ca să le vezi pe celălalt de 3 pe care vrei să le vizionezi. Tu ești de vină în practic în chestia asta pentru că tu vrei, ca să nu mai vezi un miliard de reclame de pe toate site-urile pe care le urmărești, că sigur nu citești mai mult de 5 pe lună, dar totuși ăla te agasează cu atât de multe reclame că ai decis să spui un adblocker. Și ai găsit niște variante care sunt foarte bune. Sunt vreo 3 adblockere în momentul de față, este Adblocker Plus, APB-ul, Origin parcă, care sunt cele mai bune în momentul de față și funcționează impecabil pe aproape orice site, chiar spune acolo în descriere. Te ajută să scapi de reclame pe YouTube, Facebook și multe alte site-uri. Dar problema asta a apărut la un moment dat și pe mobil. Am observat că mi se încarcă mult mai greu clipurile de pe YouTube și de pe contul de mobil. Atenție însă, foloseam același cont. Vlad mi-a spus chestia asta astăzi. Dacă și la tine se încarcă la fel de greu, nu mai pot să văd un clip pe YouTube pentru că nu-și face buffering-ul. E cea mai simplă metodă prin care Google te poate limita și poate să-ți forțeze mâna cumva să plătești pentru YouTube Premium. Atenție, YouTube Premium e $14 în general în Statele Unite și în alte țări, dar la noi nu e atât de aici, e vreo 26 de lei dacă nu mă înșel, deci echivalent undeva a $5 sau $6. Deci practic îți forțează mâna ca să dai banii și ca să ai o experiență mai bună. Am mai discutat chestia asta și partea de etică într-un clip anterior. Tot despre aceeași temă, tot despre Google și YouTube și adblockere. Concluzia mea a fost aceeași care este și acum. Dacă folosești un serviciu și nu-l plătești, atunci tu ești acel serviciu. Și dacă serviciul merge prost, nu ai cum să spui că merge prost și să te plângi de faptul că merge prost, pentru că a fost gratuit din start. Dacă îl plătești și nu poți să-l folosești la calitatea la care vrei sau la care ți-a promis, atunci da, e o problemă. Și da, lucrezi și la clipul acela cu serviciile de streaming, unde plătești o căruță de bani pe lună, dar experiența este proastă. De multe ori. Revenind înapoi la YouTube, sunt sigur că ai observat și tu chestia asta. Ai multe clipuri care nu ți se încarcă, își face buffering des, indiferent la ce rezoluție l-ai trece, că treci de la 1080 sau 720 la 4K sau 8K, e aceeași mâncare de pește. E același browser, e același utilizator care folosește probabil un adblocker și nu are abonament de YouTube Premium. Eu am observat chestia asta pentru că gestionez mai multe conturi de YouTube și câteodată se întâmplă să fiu pe unul dintre acelea care n-au YouTube Premium. Al meu personal are și îl plătesc de foarte multă vreme, tocmai pentru a evita complet experiența asta de reclame. La momentul respectiv la care mi l-am făcut, l-am făcut în primul rând și ca să susțin pe ceilalți creatori de conținut, pentru că, spre deosebire de celelalte companii de social media, ca să le spunem așa, YouTube este unul dintre puținele care face undeva 50-50 cu creatorul de conținut. Îi dă și lui jumătate din banii care intră pe reclama care se afișează pe clipurile lui. Acest pas pentru mine îi susține și pe ceilalți creatori, pentru că și eu văd la fel în partea de YouTube Studio, văd partea de monetizare care a venit din abonamentele de YouTube Premium și sunt destule. Acum, dacă nu vrei să plătești, te înțeleg. Poate nu folosești YouTube-ul ca și o soluție de învățare cum fac eu. Mă documentez enorm de mult de pe YouTube și de cele mai multe ori caut direct pe YouTube ca să găsesc răspunsul la ce am nevoie. Cum a fost, de exemplu, o chestie cu... am avut de reparat ceva weekendul trecut și pur și simplu soluția am găsit-o de sigur pe YouTube. Și i-am dat și un $5 omului pentru că și-a bătut capul și a explicat acolo pentru toată lumea care este varianta cea mai bună ca să rezolvi problema. Cum facem? Ce trebuie să faci? Păi,
nu prea ai de ales. Ori îți faci YouTube Premium, ori renunți la adblocker pe YouTube. Și dacă vrei să renunți la adblocker pe YouTube, poate pentru alte adblockere e un pic mai complicat, dar poți să o faci, bineînțeles, de pe uBlock Origin. Acela este cel mai simplu de utilizat și mi s-a părut până acum și cel mai eficient. Problema la care mă gândesc acum este că dacă YouTube ne forțează mâna de cel puțin câteva luni de zile să ne facem cont de YouTube Premium, cei care nu au, de exemplu, ce o să zică ceilalți advertiseri? Oare e corect să facă și același lucru? Că până la urmă, poate serviciile lor nu sunt atât de importante pentru tine. Dacă YouTube are câștigi de cauză, cum a avut, de exemplu, Netflix, când a limitat utilizarea serviciului pe mai multe dispozitive simultan și va trebui să plătești de acum încolo pentru al doilea, al treilea, al patrulea dispozitiv și așa mai departe, un fee mai mic de vreo $3-5 pe lună în plus față de cei 10-12 pe care dai probabil dacă ai ales varianta 4K, oare o să funcționeze la fel pentru toate celelalte companii? Că YouTube nu e primul care face treaba asta. Dacă stai să te gândești, multe dintre site-urile din afară, Bloomberg, New York Times și așa mai departe, au pus un paywall. Au limitat citirea articolelor sau nu poți să citești, de exemplu, decât prefața articolului și apoi trebuie să plătești. Bine, sumele sunt destul de mici, $1-2 pe lună, $3, ceva de genul, $5 pentru Financial Times. Sunt niște sume pe care ei le colectează la zeci de mii, sute de mii, probabil chiar milioane de utilizatori și ajută, bineînțeles, să-și mențină ușile deschise, să funcționeze cât de cât independent, că din câte văd, majoritatea agențiilor mari de presă din afară sunt afiliate și ele unui partid. Atunci când folosești serviciile, din nou repet, gratuite, ale unui provider de servicii, oricare ar fi acela, nu te poți aștepta să ai o calitate bună. Dar atunci când plătești, ar trebui să ai. Și problema persistă, cel puțin pe contul meu de YouTube, pentru că nu pot vedea clipurile la o calitate bună sau am probleme cu buffering-ul sau îmi scade calitatea, chiar și pe contul pe care plătesc. Acum, nu-mi dau seama dacă YouTube face cumva o medie între conturile pe care le folosesc eu, vede că am mai multe și zice, băi, ar trebui să plătești măcar jumătate dintre ele, nu înțeleg care a fost logica acolo. Cert este că am de multe ori experiență nasoală de vizionare, chiar și pe contul pe care îl folosesc în principal acasă, al meu personal, pe care îl plătesc în fiecare lună. Problema asta însă dispare automat atunci când îmi dau seama că n-am plătit contul de YouTube. Că da, se mai întâmplă ca pe cardul pe care îl folosesc pe anumite plăți pentru site-urile din afară să nu am bani tot timpul, pentru că așa îl țin mai pe zero ca să fiu sigur că l-am băgat pe peste tot și mi-e teamă acum că cineva o să ducă să-și cumpere medicamente din CVS și o să-mi ia toți banii din cont. Deci morala acestei povești este că faci cum crezi, faci cum simți. Pentru că, până la urmă, nu poți să-ți dicteze nimeni dacă tu vrei să folosești adblocker în continuare pe YouTube și pe alte canale și, pe de altă parte, nu poți să-ți bage nici mâna nimeni în buzunar să-ți ia banii direct pentru un serviciu pe care probabil îl folosești prea puțin. Decizia este a ta. Dar n-ar trebui să ne stresăm de faptul că, din nou, dacă nu plătești ceva, un serviciu, să consider că este de cea mai bună calitate și că este al tău. Cum e, de exemplu, cu locul de parcare. Dacă nu plătești locul de parcare pe străduțe, atenție, nu locurile marcate, locurile de parcare care nu sunt numerotate, dar sunt marcate ca fiind locuri de parcare publice printre blocuri, tu nu poți să țip la vecinul tău care parchează acolo de 2 săptămâni, de exemplu, că ăla este locul meu, că eu locuiesc aici și că sunt proprietar. Proprietar ești pe apartamentul tău, nu pe locul de parcare din fața blocului care este public. Nici măcar pe locul de parcare pe care îl plătești în fiecare an. Nu vorbesc de ăla pe care l-ai cumpărat cu 10.000 de euro când ți-ai cumpărat apartament într-un complex din ăsta nou de blocuri, ci ăla pe care îl închiriezi de la stat. Că și pe ăla poți să-l pierzi. Sunt tare curios cum o să dezvolte treaba asta și dacă Google va avea câștig de cauză. Dacă va reuși și își vor face mai mulți oameni abonament YouTube Premium sau pur și simplu o să avem un joc din ăsta de mingi în care adblockerele o să facă și ei cumva o mișculație, o să rezolve problema pentru câteva luni și apoi iarăși să apară probleme de genul ăsta. Sunt tare curios însă, tu ai abonament la YouTube Premium? Plătești vreun serviciu din ăsta care nu este neapărat Netflix-ul, pe care oricum cred că îl folosești mai puțin, dar na, nu poți să pui un preț pe comoditatea de a deschide televizorul și a da play unui film care s-ar putea să fie destul de reușit și să te satisfacă în seara respectivă. Lasă un comentariu mai jos și spune ce părere ai. Și dacă ți-a plăcut video-ul ăsta, dă-i un like, dă-i un share ca să-l vadă și un prieten, iar noi ne vedem data viitoare.